sunt fericită în sufletul meu. În primul rând, îl am pe Dumnezeu, am familia, am prietenii și îmi dau seama că fiecare zi este o binecuvântare, un dar de la Dumnezeu, care trebuie prețuit și folosit la maximum. Pentru mine este foarte important ca familia mea să fie liniștită și mulțumită, să mă poată susține în ceea ce fac, iar cariera să se inspire din viața de familie. Să fie o fuziune între cele două aspecte. La mine fiecare zi este plină de surprize, dar în general am un program. Încerc să mă trezesc la ora 6, uneori chiar la 5:30, pentru a avea timp pentru sufletul meu. Face să stau în liniște, să mă rog, să studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine este foarte important să mă încarc spiritual pentru a face față provocărilor din acea zi. Dar fiecare zi este plină de surprize. Așadar, dimineața, după ce mi-am făcut, să spunem, igiena spirituală, îl pregătesc pe copilul cel mare pentru școală, apoi și pe cel mic pentru grădiniță, că pleacă împreună uneori, dar când cel mic este bolnav, rămân eu cu el acasă, apoi rămân și am timpul meu. Însă nu am foarte mult timp pentru mine, deoarece sunt treburile din gospodărie care trebuie făcute, sunt un om absolut normal. Timpul de studiu este dimineața în general, însă de multe ori se întâmplă să fiu întreruptă prin anumite urgențe care intervin și atunci îmi este anulată această perioadă de grație. Dar nu mă plâng. Întotdeauna încerc să-mi fac timp, măcar o oră sau jumătate de oră în care să fiu doar eu cu instrumentul. E foarte important. Îmi doresc să pot cânta mai mult în public, dar mai ales să pot înregistra pentru cei care poate nu pot veni la concerte, să pot improviza mai mult, să înregistrez improvizațiile pentru vioară solo. Când eram copil, cântam împreună cu fratele meu, Sorin Cioinaru Rainer, care este pianist. Și da, aveam succes împreună, era frumos. Dar acum el este în Germania, eu sunt în România și cumva s-a rupt legătura aceasta. N-am mai cântat de mult timp, dar sperăm și facem planuri pentru a relua activitatea împreună și încet, încet să fim din nou în duo. Toți tindem spre perfecțiune, dar sunt departe de a fi perfectă, departe, sunt atât de departe de perfecțiune și știu asta, însă exigența trebuie să existe pentru că altfel nu poți să crești. Stagnezi sau mai mult regresezi și îmi doresc să ating idealul. Pentru mine o plimbare făcută cu o prietenă foarte bună înseamnă mult de tot. Aceasta este pasiunea mea. Să întâlnesc oameni și să comunic cu ei, să vorbesc, să-i înțeleg, să-i ascult, să-i mângâi, să fac bine prin mijloacele pe care le am la dispoziție.